Bătaie ca în Vestul Sălbatic, în plină stradă, în cartierul Cireșica. Patru bărbați au fost puși la pământ cu o singură lovitură de către o gașcă de scandalagii, iar imaginile sunt de-a dreptul revoltătoare. În filmul surprins de o cameră de supraveghere se poate observa cum prima victimă stă liniștită, moment în care se apropie trei indivizi, iar unul dintre aceștia îi aplică o singură lovitură în zona feței. Bărbatul a căzut la pământ fără să mai miște. Întreaga scenă a putut fi observată de alte trei persoane, care ulterior au fost puse și ele la pământ, rând pe rând, de aceiași indivizi. Bărbații au fost lăsați lați pe asfalt, după care unul dintre indivizii agresivi se întoarce și mai lovește de câteva ori. Victimele sunt lovite cu pumnii și cu picioarele. Evenimentul s-a petrecut pe 8 iunie în jurul orei 1:30 dimineața. Polițiștii cred că a fost o răfuială între două grupuri de interlopi, pentru că, în ciuda violențelor, nimeni nu a sunat la 112 și nimeni nu a mers la poliție a doua zi să depună plângere. Am rugat dispeceratul să caute și n-au găsit nicio solicitare. A căutat pe dobrile Eugeniu și Cișmelei. M-am gândit că Cișmelei și dobrile Eugeniu, ce poate să fie acolo, și nu avem. În urma vizionării imaginilor surprinse pe camera de supraveghere, polițiștii secției 2 s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în vederea stabilirii identității persoanelor implicate, precum și a împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.